Marea majoritate a buzoienilor au un nivel mediu spre scăzut de educație, potrivit datelor Institutului de Statistică colectate în urma recensământului populației de anul trecut. Potrivit datelor parțiale date publicității la acest moment, din totalul populației rezidente a județului Buzău, 45% au nivel mediu de educație, post-liceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici, 44,5% nivel scăzut, preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită și 10,5% nivel superior. Din punctul de vedere al ponderii populației rezidente cu nivel superior de educație, județul Buzău se situează pe locul 30 în ierarhia județelor. Potrivit structurii populației după nivelul de educație absolvit pe cele două sexe, din cele 208.000 de femei rezidente în județul Buzău, 47,7% au nivel scăzut de educație, 41,3% au nivel mediu și 11% au nivel superior. Pe de altă parte, din cei 196,9.000 de bărbați rezidenți în județul Buzău, 41,2% au nivel scăzut de educație, 48,9% au nivel mediu și 9,9% au nivel superior. Institutul Național de Statistică a scos în evidență un tablou al populației după statutul activităților. Astfel, populația activă a județului Buzău este de 154,8.000 de persoane, fiind compusă din 144,1.000 de persoane ocupate și din 10,7.000 de șomeri. Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populația rezidentă a județului, județul Buzău se situează pe locul 21 în ierarhia județelor. Din punct de vedere al ratei șomajului, iată că după 2 ani și ceva de eforturi și cu finanțări destul de generoase, am reușit să fim undeva la mijlocul clasamentului. Pentru perioada imediat următoare, să știți că trendul se va menține. Populația ocupată în județul Buzău va fi o populație din ce în ce mai mică. Și nu din cauza faptului că n-ar exista locuri de muncă, ci din cauza faptului că forța de muncă calificată, care este cerută primordial de angajatori de ani de zile, nu se mai găsește pe piață. Rata de pensionare este din ce în ce mai mare, deci din ce mai mulți, mai multe persoane active, într-un fel sau altul, ies la pensie în perioada imediat următoare. Să nu uităm că, din nefericire, școala românească nu produce atât de multă forță muncă calificată pe cât ne-am dorit, pentru că tot ce înseamnă școli profesionale sau alte și meserii, cu rare excepții, nu ajung în șomaj și se recrutați direct pe piața forței de muncă. Populația inactivă cuprinde 250,2 mii de persoane, din care pensionarii reprezintă peste 2/5, 43,3%, iar elevii și studenții aproape o treime, 26,8%. Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populația rezidentă a județului, județul Buzău se situează pe locul 32 în ierarhia descrescătoare a județelor.